Acatistul Sfântului Cuvios, Gerasim, Chefalonitul. Pe robul lui Dumnezeu, Sfântul Gerasim, care prin mulțimea nevoinților sale a primit cu una cea nestricăcioasă, pe cel care prin sfintele sale maște revarsă râuri de temăduiri. Veniți, credincioșilor, să lăudăm într-un glas zicând, Bucură-te, Sfinte Gerasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești. Viața ta a fost o viață răstignită, sfinte a lui Dumnezeu, că lepădând poftele lumești, ai luat crucea lui Hristos asupra ta. Iubind nevoința și defăimând trecătoarele de învățându-ne de la tine să mergem pe calea Evangheliei și a rugăciunii, îți zicem cu inimă zmerită. Bucură-te că pământul tricalei l-ai binecuvântat, bucură-te că din copilăria ta ai mers pe cale virtuților. Bucură-te că împreună cu sfinții ai ghioriți o laos pe născătoare de Dumnezeu. Bucură-te că te-ai învrănicit să te închini la locurile sfinte. Bucură-te că în Biserica Sfântului Mormânt ai primit mângâiere cerească. Bucură-te că aprinzând acolo candele, ai aprins și candela inimitale, tale. Bucură-te că fiind hirotonit preot, nu ți-ai împuținat nevoințele. Bucură-te că, întorcându-te, în zachind, în peșteră ai viețuit. Bucură-te că în Chefalonia, ai fost trimis de Dumnezeu. Bucură-te, Sfinte Gerasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești. Ocrotitor al drept credincioșilor, te afla Sfinte risipind mrejele ereticilor apuseni, care căutau să atragă lumea în înșelare că prin tăria cuvântului și prin mulțimea minunilor a închis gurile ritorilor mult vorbitori, cântându-i lui Dumnezeu cel între ei odat cântarea Aliluia. Și după moartea ta ai fost prigonit de cărturari și preoții slujitori ai papei, care nu voiau să recunoască sfințenia ta și darul dat ție de Dumnezeu prin neputrezirea sfinților tale moaște care stătute, stătuseră în pământ mai mult de doi ani și fuseseră descoperite întregi și bine mirositoare. Trupul tău binecuvântat a fost îngropat iarăși în pământ spre măhnirea credincioșilor, dar nu după multă vreme a fost pus în biserică spre închinare, spre bucuria celor care te lăudau zicând. Bucură-te că prigonitorii sfinților tale moaște au fost rușinați. Bucură-te că semn de netăgăduit al învierii Mântuitorului Hristos, bucură-te că prin neputrezirea trupului te-a arătat templul al Duhului Sfânt. Bucură-te, mustrătorule, al celor care de faimă predanele Sfinților Părinți. Bucură-te că prin minuni ai rușinat propovăduirea catolicilor. Bucură-te că pe hoțul care a spar geamul raclei tale l-ai pedepsit. Bucură-te cel ce îi pedepsești pe cei ce bagiocoresc Biserica lui Hristos. Bucură-te, aprig, dușman, al schizmelor și al ereziilor! Bucură-te, îndreptător al celor rătăciți pe calea adevărului! Bucură-te, că pe mulți ai adus la cunoașterea dreptei credințe! Bucură-te, al preoților, pe calea mărturisirii adevărului! Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești! Cine poate spune mulțimea minunilor tale, robule, a lui Dumnezeu. Că poporul te laudă, mulțumindu-ți pentru grabnicul tău ajutor, că nu s-a pomenit să alerge cineva la tine și să rămână fără răspuns. Și pentru aceasta îi cântăm celui ce te-a încununat cântarea, Aliluia! Te-ai arătat omului care voia să aducă la mănăstirea ta zece capre, ca mulțumire pentru ajutorul primit de la tine. Și ai arătat drumul ca să nu se rătăcească. Și când te-ai făcut nevăzut, el a înțeles purtarea ta de grijă, că și după moarte ai primit puterea de a fi călăuză creștinilor. Pentru aceasta ți-a cântat unele ca acestea. „Bucurăte, cel ce ne arăți calea spre împărăția cerurilor. Bucurăte că primești laudre noastre, precum Hristos, cei doi bani ai văduvei. bucură nădejde a celor ispitiți de deznădejde. Bucură-te, lumină cerească, ce luminezi viețile noastre. Bucură-te că alungi îndoiala de la cei slabi în credință. Bucură-te că pelerinii simt chemarea ta și se grăbesc să ajungă la tine. Bucură-te că mănăstirea ta, noul Ierusalim, s-a arătat comoară duhovnicească. Bucură-te îndrumător al monahilor pe calea mucenicii fără de sânge! Bucură-te că împreună cu Sfântul Spiridon ești surpător al zilor! Bucură-te că împreună cu Dionisie, ocrotitor, ești al drept credincioșilor! Bucură-te că nu doar insulele, ci tot pământul grecesc te cinstește! Bucură-te că ai binecuvântat pământul Zachintului! Bucură-te, Sfinte Gerasim, zid nesurpat! De uneltirile diavolești, să alerge mulțimea bolnavilor spre ajutorul tău cel ceresc și să caute cei istoviți din pricina durerilor spre Sfântul Gerasim, care s-a arătat doctorie dumnezeiască, nou șarpe de aram ridicat de Dumnezeului Moise în pustia sufletelor noastre și să-i cântăm celui ce l-a acoperit cu mulțime de daruri. Aliluia! Peregustorul cu mână bolnavă nu l-a lăsat să alerge prin țări străine după ajutorul doctorilor, cu nume mare, ci l a chemat la mănăstirea ta din Chefalonia și atingându-te de racla ta, după ce s-a rugat cu credință, a dobândit măduire. Și împreună cu soția sa, i-a mulțumit lui Dumnezeu, pentru care noi toți îți zicem unele ca acestea. Bucură-te, cel ce au rugăciunile bolnavilor, Bucură-te că ai primit de sus darul tămăduirilor. Bucură-te, far, spre care se îndreaptă mulțimea celor suferinți. Bucură-te, cel ce vii întâmpinarea celor apăsați de boală. Bucură-te, doctor ceresc, care îi cercetezi pe bolnavi. Bucură-te că îi păzești pe credincioși de doctorii cei nepricepuți. Bucură-te că gonești frica celor ce se tem de doctori. Bucură-te că stingi focul durerilor de nesuportat. Bucură-te că îi ajuți pe cei pe care nu-i vindeci, să de fără să cârtească. Bucură-te scăpare a celor care nu mai așteaptă ajutor de la oameni. Bucură-te că în ceasul morții vechezi sufletele care părăsesc această lume. Bucură-te îngrijitor al celor care îngrijesc pe bolnavi. Bucură-te, Sfinte Gerasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești. Minune nemai auzită s-a arătat prin tine, Sfinte că pe femeia stăpânită de Duhul Necurat, care voia să o arunce în apă și să o nece, ai ținut-o prin rugăciune tale deasupra apei și le-ai cerut maicilor să alerge să o ajute, iar ele, găsindu-o stând deasupra apei ca pe uscat și văzând că se tămăduise, i-au cântat lui Dumnezeu cântarea Aliluia. Gherasime mă arzi ca un foc, voi pleca, căci m-au ajuns flăcările pe care le scos din tine, a strigat diavolul prin gura tinerei care fusese adusă la racla cu sfintele tale moaște, mărturisind darul da de, de Dumnezeu. Și tânăra tămăduindu-se, ți-a adus mulțumiri cu inimă zdrobită, zicându-ți unele ca acestea. Bucură-te cu vioase, de mare, care mare este darul da ție de sus. Bucură-te că cei chinuiți de diavol primesc ușurare prin tine. Bucură-te prigonitorule al duhurilor celor necurate. Bucură-te lumină care gonește întunericul, bucură-te rugători pentru cei pentru care nu are cine să se roage, bucură-te primind cuvintele tale de mulțumire de la cei pe care i-ai ajutat, bucură-te că ai ținut-o deasupra apei pe femeia îndrăcită, bucură-te că ai vindecat-o prin rugăciune tale, bucură-te că maicile au cunoscut puterea rugăciunilor tale, bucură-te că prin această minune le-ai îndemnat să recunoască sfințenia ta. Bucură-te că atunci sfinte tale, sfintele tale moaște au fost puse spre închinare. Bucură-te, Sfinte Gerasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești, văzând cum unii creștini biruiți de deznădejde au fost ispitiți de gândul sinuciderii, ai venit în ajutorul lor, în chip minunat, îndemnându-i să lepe de cugetele demonice și să-i cântă lui Dumnezeu cântarea Aliluia pe tânărul îndrăcit, care voia să-și pună capăt zilelor și s-a aruncat din cloporniță, nu numai că l-ai ținut în viață, ci l-ai și de suferința sa, izgonind pe diavol. Iar pe cei care s-au mutat și s-au temut că din pricina căderii tânărul va muri, ei întărit în credința lui Dumnezeu, pentru că are auz de la noi unele ca acestea. Bucură-te că strici urzerile diavolești, bucură-te Că tânărul care s-a aruncat din cloporniță nu a murit. Bucură-te că l-ai scos nevătămat din gura iadului. Bucură-te că îi ferești pe creștini de păcatul sinuciderii. bucură Sfinte, care te rogi pentru toată lumea. bucură că nu te scârbești de patimile noastre. bucură că ne arăți calele pădării de patim. Bucură-te că ne chem la războiul duhovnicesc. Bucură-te, mustrătorule, ale neviei și al iubirii de sine. Bucură-te că aduci lumina în mințile întunecate. Bucură-te că cei pe care ai scăpat de ghearele iadului îți mulțumesc. Bucură-te apus al disperării și al răsărit al nădejdii. Bucură-te, Sfinte Gerasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești. Crucea este armă nedibiruită, sabie cu două tăișuri, striga copilul chinuit de diavol. Mușcând crucea ta, pe care o ținea preotul care citea rugăciuni în fața sfinților tale moaște. Și diavolul strigând că nu poate suferi puterea ta a plecat, iar copilul le-a cântat Domnului, aleluia. Mult au suferit părinții lui Spiridon când copilul lor stăpânit de diavol îți spunea cuvinte hulitoare, dar având în sufletele lor nădejdea în Dumnezeu și știind mulțimea minunilor tale, au stăruit în rugăciune, iar rugăciunea le-a fost ascultată. Iar noi crezând că vin ajutorul tuturor celor care se roagă ție cu redință, îți aducem aceste laude. Bucură-te cel ce lui Spiridon e iluminat copilăria. Bucură-te că ai împlinit rugăciunile părinților lor. Bucură-te cel ce îi ștergi mulțimea lacrimilor lor. Bucură-te că prin nevoința ta ai primit putere împotriva demonilor. Bucură-te că puterea curucii ți-a fost pavăză în ispite. Bucură-te că cei ce sărută crucea ta iau binecuvântare, bucură-te chemarea pe calea cea îngustă a mântuirii. Bucură-te pildă de nevoință și îndreptar de rugăciune. Bucură-te că ne înveți să iubim nevoința. Bucură-te că te-ai asemănat puznicilor din vechime. Bucură-te că împreună cu aceștia te rogi pentru noi păcătoși. Bucură-te că ne călăuzești spre Ierusalimul cel de sus. Bucură-te, Sfinte Gherasim! Zid surpat de uneltirile diavolești. Prin gura femeii paralitice din Etolia s-a auzit Duhul Necura zicându ți Nu am puterea asupra ta, căci prin rugăciune te faci foc pe deplin. Iar tu, ei dată măduire bolnavei și împreună cu părinții săi, aceasta i-a adus Domnului cântare de mulțumire, Aliluia! Nu te-ai scârbi de femeia îndrăcită care te blestema în fel și în chip, ci ți-a fost milă de ea, că mult pătimise din lucrarea diavului și plecând urechile la rugăciunea îndureratului ei bărbat, ai vindecat-o pentru care au plecat din mănăstirea ta mulțumindu-ți pentru ajutor și zicându-ți unele ca acestea. Bucură-te, foc ceresc, care îi arzi pe diavol, bucură-te că pe cei care ajung la sfintele tale moaște îi binecuvintezi. Bucură-te că pe cei care nu pot ajunge la tine, îi ajuți după credința lor. Bucură-te, tămâie de bun miros, care alungi demonii. Bucură-te că risipești puterea farmecilor. Bucură-te, cel ce ne ferești de răutățile dușmanilor. Bucură-te că în fața ta vrăjitorii se arată neputincioși. Bucură-te că până la sfârșitul vremurilor vei lupta împotriva lor. Bucură-te că ne întărești în răbdare rudele celor îndrăgiți. Bucură-te că nispite adunci alinare sufletelor lor, bucură-te glas care cântă laude Dumnezeului celui viu. Bucură-te că pomânirea numelui tău le este rană demonilor. Bucură-te, Sfinte Gerasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești. Doi ani de zile au pătimit cei doi frați îndrăgiți din Mavrata și prin rugăciune tale îngerii întunericului au plecat zicând, ne-ai ars, nu ai putem să rămânem mai mult, iar noi cunoscând puterea dată ție de la Dumnezeu, îl lăudăm și cu mulțumire cântăm Aliluia. Mamă dezleagă m-a zis către mama sa tânărul care fusese legat pentru tulburarea făcută din pricina demonului care îl stăpânea, căci căutând ajutor de la doctor a rămas neajutorat, dar cerând ajutor de la tine a aflat izbăvire și tămăduindu-se, ți-a cântat unele ca acestea, bucură -te! cel ce ai vestit bucuria mamei credincioase și Fiul ei. bucură cel ce ai adus liniștea în sufletele lor chinuite. Bucură-te că pe tatăl cel necredincios l-ai chemat spre lumina adevărului. bucură că mulți părinți se roagă ție pentru copiilor. Bucură-te că nu au rămas rușinați cei care au nădăjduit în ajutorul tău. Bucură-te că pe frații din Mavrata nu i-ai lăsat să se chinuiască. Bucură-te că ai dezlegat legăturile cu care îi legaseră diavolii. Bucură-te că rudenile care îi legaseră cu lanțuri și funii s-au minunat. bucurăte că, deslegându-i pe frați, l-au slăvit pe Dumnezeu. bucurăte că părinții acestor frați mult au postit pentru a-i ajuta. bucură că îi povățuiești pe părinți să stăruie în rugăciune. bucurăte că prin rugăciune părinților îi ajuți pe copiilor. Bucură-te, Sfinte Gerasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești. Ajungând în fața judecătorului creștinul cel nevinovat, nu s-a lăsat biruit de deznădejde ci a așteptat lucrarea ta, ocrotitorule al celor năpăstuiți și având loc în vremea judecății cu cutremur, un cutremur de pământ, cel care îl nedreptățise a fost scoprins de frica morții și și-a recunoscut păcatul, iar creștinul i-a mulțumit Domnului zicând cântarea, Aleluia! Ne-a cerut Mântuitorul Hristos, să bine binecuvântăm pe cei care ne blestemă și să iubim pe cei care ne fac rău, dar suntem slabi în credință și în răutățile vrăjmașilor noștri ne covârșesc. Pentru aceasta cădem către tine, Sfinte Gerasim, cerând să vin ajutorul nostru, în ajutorul celor nedreptățiți și să te lăudăm așa. bucură că pe creștinul cel nevinovat l-ai ajutat. bucură că judecătorul i-a făcut dreptate celui năpăstuit. Bucură-te că stai împotriva părâșilor care nu au frică de Dumnezeu. Bucură-te, judecător ceresc, care împarți dreptatea. Bucură-te că ne înveți să biruim răutatea prin bunătate. Bucură-te că ne îndemni să alegem iubirea în locul urii. Bucură-te că aduci pacea în casele creștinilor. Bucură-te, împăciuitorule al celor care se vrăjmășesc. Bucură-te că pe părinți îi împaci cu fiilor. Bucură-te că alungi tulburarea din mănăstiri. Bucură-te că pe cei prigoniți pentru credința lor îi întărești! Bucură-te că și noi mărturisim harismele tale! Bucură-te, Sfinte Gerasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești! Ajungând la mănăstirea ta, soldatul Decaneos nu a vrut să se închine, ci te-a bat disprețuindu-i pe cei care se rugau ție pentru ajutor, dar de grabă l-a ajuns mânia lui Dumnezeu ca a murit de moarte năprasnică, fără să-ți mai ceară iertare și fără să-i cânte celui ce poartă de grijă tuturor. Aliluia! Lumea aceasta, iubitoare de desfrâu și de apostazie, îi prigonește pe iubitori de Dumnezeu, bajocorindu-i pentru credința lor. Și mulțimea ispitilor i-a dobărât la pământ, dacă nu ar fi ocrotiți de Dumnezeu și dacă nu ar fi călăuziți de ajutorul Maicii Domnului și al tuturor sfinților, iar noi, cei care știm minunile tale, îți cântăm. bucură că prin mustrarea celor necredincioși ne ferești de păcatul necredinței. Bucură-te primind rugăciunile celor ce se roagă ție pentru rudele lor. bucură că îi ajuți pe copii pentru rugăciunile părinților lor. Bucură-te că îi ajuți pe părinți pentru rugăciunile copiilor credincioși. Bucură-te, mustrătorule, al celor care au mințile întunecate de păcat. Bucură-te că în viață fiind ai chemat oamenii să se spovedească. Bucură-te că și acum ne îndrepți pașii spre taina spovedanii. Bucură-te că cei ce se roagă ție leapă de frica de spovedanie. Bucură-te împreună rugător cu duhovnicii pentru îndreptarea ucenicilor lor. Bucură-te chip al povățuitului de săvârșit. Bucură-te biruitorului al patimilor că îi ridici pe cei căzuți. Bucură-te, al păstorilor pentru găciune celor păstoriți! Bucură-te, Sfinte Gherasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești! Vrând soldații italieni să distrugă mănăstirea ta, te-a arătat într-un urmare mare alungând dușmanul spre bucuria călugărilor și a drept credincioșilor, ai făcut de rușine puterea celor puternici și înălțat pe cei smeriți care au cântat lui Dumnezeu cu evlavie, aliluia! Necazuri de tot felul ne împresoară și furtuna ispitilor se abate asupra noastră, Sfinte Gerasim. Dar credem că nu ne vei lăsa singuri, ci vei veni în ajutorul nostru, cerând de la Dumnezeu pentru noi, cele ce ne sunt cu adevărat de folos și pentru aceasta îți zicem. Bucură-te cel ce păzești mănăstirea ta din Chefalonia de toate relele. Bucură-te că ai stat împotriva soldaților rău credincioși. Bucură-te că prin arătarea ta ai umplut sufletele lor de teamă. Bucură-te că prin rugăciunea ta au fost biruiți. Bucură-te trâmbiță care vestești înfrângerea dușmanilor. Bucură-te armă aducătoare de biruință ostașilor drept credincioși. Bucură-te că și acum păzești casele creștinilor care te cinstesc. Bucură-te liman al celor greu încercați de primești. Bucură-te scut al celor care prăznuiesc sfântă pomenirea ta bucură-te, al duhurilor care ne risipesc și ne ispitesc, bucură că dai cele de trebuință celor ce se roagă ție, bucură-te, rugător neobosit în fața tronului Sfintei Trăim. Bucură-te, Sfinte Gerasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești, o Sfinte Gerasim, lauda chefaloniei și cu cununa Bisericii lui Hristos, vină de grab în ajutorul nostru, al celor necăjiți, întristați și desnădăjduiți și roagă pentru noi ca Bunul Dumnezeu să ne ridice povara încercărilor care ne apasă și să ne dea tărie în credință ca să-i cântăm cântarea Aliluia, Aliluia, Aliluia. Viața ta a fost o viață răstignită, Sfintea lui Dumnezeu, că lepădând poftele lumești, ai luat crucea lui Hristos asupra ta, iubind nevoința și defoimând trecătoare de învățându-ne de la tine să mergem pe calea Evangheliei, și a rugăciunii, îți zicem cu inimă smerită, bucură-te că din copilăria ta ai mers pe cale virtuților, bucură-te că pământul tricale l-ai binecuvântat, bucură-te că în insula Zachintului te-ai îndelnicit cu rugăciunea, bucură-te că împreună cu sfinții aghioriți o lauzi pe născătoare de Dumnezeu, bucură-te că te învrănici să te închini la locurile sfinte, bucură-te că în biserica Sfântului Mormânt ai primit mângâiere cerească, bucură-te că a prezent acolo candele ai aprins și candela inimii tale, bucură-te, că fiind hirotonii preot, nu ți-ai împuținat nevoințele, bucură-te, că întorcându-te în zachind, în peștera vieții, bucură-te, că în chefalonia ai fost trimis de Dumnezeu, bucură Sfinte Gerasim, zid nesurpat de uneltirile diavolești, pe robul lui Dumnezeu, Sfântul Gerasim, care prin mulțimea nevoinților sale a primit cununa cea nestricăcioasă, pe cel care prin sfintele sale moaștere varsă să râuri de tămăduiri, veniți credincioșilor să lăudăm într-un glazicând. Bucură-te, Sfinte Gerasim, zid nesurbat de uneltirile diavolești!